Și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să continuăm seria de clipuri cu recomandări de parfumuri pentru vară, așa cum v-am promis. Pentru astăzi am o categorie nouă de parfumuri solare, mai exact acele parfumuri care reușesc să ne ofere, prin intermediul notelor pe care acestea le conțin, ideea de soare, de căldură, de lumină. Astfel de parfumuri sunt cele care reușesc la un singur puf să ne trimită cu gândul la o vacanță exotică, la ținuturi însorite. Pentru astăzi am ales șase parfumuri din colecția mea de parfumuri care, zic eu, reușesc foarte bine să surprindă această noțiune de parfum solar. Și după cum ați observat, sunt sigură, am încercat să mă și asortez așa cu subiectul clipului de astăzi. Asta în cazul în care vă întrebați ce caut cu pălăria pe cap în condițiile în care eu filmez videoul acesta din casă. Acum, trecând și de acest aspect, zic să începem în dulcele stil clasic, cum începem de obicei, cu un parfum cu tradiție, aș spune, un parfum care, din punctul meu de vedere, reușește foarte bine să surprindă acest aspect de parfum cu note solare. Este un parfum cald, un parfum floral, ușor cremos, a spune, care reușește foarte bine să mă trimită cu gândul la ținuturi însorite, chiar și într-o zi ploioasă. Este vorba despre teracota de la Guerlain. Un parfum minunat pe care mă bucur că îl am în colecție și mă bucur că în sfârșit i-a venit și lui vremea să fie purtat. Pentru că în momentul în care l-am achiziționat, nu îl puteam purta pentru că nu era sezonul lui. Acest parfum este de-a dreptul uimitor. Îmi place uh, foarte mult și combinația de note este un parfum pe care, vă spun sincer, oriunde m-aș afla, dacă l-aș purta, cu siguranță ar reuși să mă convingă pe deplin că pot prelungi vara. Este în viziunea mea un parfum pe care îl asociez cu o infuzie de flori albe, tropicale, și mă refer aici la floarea de tiare și langhilang, lang, care a spune că sunt cumva scufundate în apă de cocos, pentru că da, conține și o notă de cocos acest parfum, dar eu l-am asociat cu această nucă de cocos, pentru că nu este chiar atât de proeminentă în care adăugăm așa și un strop de vanilie, cât pentru a-l îndulci puțin și a oferi puțină cremozitate, pe care o lăsăm în bătaia soarelui să se încălzească. Aceasta ar fi descrierea mea pentru acest parfum de-a dreptul minunat. Este un parfum sofisticat, dar foarte ușor de purtat și spun asta pentru că îl văd foarte bine purtat și la birou, pentru că nu este genul acela de parfum care să te copleșească. Eu o să-l port cu siguranță la ținute legere, din materiale fluide. Este un parfum care, deși are un siaj mic, persistă foarte bine pe piele, dar și pe haine. Așa că Vă pot spune că îl recomand chiar dacă siajul lui este mic. Continuăm tot în sfera aceasta de parfum floral fructat de data aceasta, cremos, cald și el. Este un parfum pe care îl asociez cu o mângâiere caldă de soare, cel puțin asta mi-inspiră mie. Este vorba despre Terra di Gioia de la Giorgio Armani și pe acesta am reușit să-l port zilele trecute și cu siguranță voi abuza de el în această vară pentru că este momentul lui de glorie. Și nu știu de ce, parfumul acesta îmi dă senzația unei călduri care reușește să radieze din pământ. Mă duce cu gândul la vacanțele pe care le petreceam la mare împreună cu părinții mei și la momentele când alergam de sculță pe nisipul încins. Mă face să-l văd din acest punct de vedere ca pe un parfum jucăuș tineresc și aș pune ușor dulce, însă sticluța lui mă duce cu gândul la căldură. Este o combinație perfectă de iasomie, migdale și ambră este tipul de parfum care se contopește cu pielea, te face să miroși bine, dar uh, îl simți foarte aproape de piele. Și pe acesta îl văd foarte ușor de purtat de zi cu zi, îl văd purtat bineînțeles și la birou pentru că este un parfum care nu deranjează pe cei din jur. La capitolul persistență și siaj în cazul acestuia spune că siajul este mai mare decât în cazul lui Terracotta de la Gerla, iar longevitatea este una bună, a spune că este perfect pentru vară și nu știu de ce, în anumite momente, pe mine reușește să mă ducă cu gândul și la ceva note bisericești, mai exact la mir sau la smirnă, are un miros foarte plăcut și momentul în care se așează pe piele se transformă în ceva mult mai frumos. Dacă nu ați reușit să-l mirosiți niciodată până acum și veți avea ocazia, mirosiți-l pentru că nu știți ce pierdeți. Foarte frumos parfumul ăsta. Cred că este preferatul meu sau haide să spunem în top 3 preferate. Superb, nu am ce să vă mai spun mai mult de atât. Haideți să mergem la un următor parfum despre care vă pot spune că numele acestuia spune tot. Este un parfum plin de lumină, un parfum care a reușit să mă surprindă, și asta pentru că este unic și spun asta pentru că are o combinație foarte interesantă de note, în special pentru cei de la L'Occitane. Pentru că, da, următorul parfum este de la L'Occitane în Provence, Ter de Lumière. Uf, de câte ori privesc această sticluță, pot spune că nu mă satur și aș putea să fac asta o zi întreagă. Culorile acestea contrastante sunt minunate și reușesc să-mi ofere așa o senzație de calm și de confort. Este un parfum floral, cald, dinamic, aș spune aromatic, luminos, așa cum îi spune și numele. Îmi place uh, foarte mult pentru că cei de la L'Occitane au fost originali în privința ideii de la care au plecat în crearea acestui parfum. Mai exact, atunci când au dorit să creeze această minunăție care se află acum în mâna mea, aceștia au pornit de la dorința de a reuși să strângă la oaltă într-o sticluță toate notele care reușesc să surprindă cel mai bine acel moment magic, ora de aur, când soarele se ridică impunător pe cel. Este acel parfum pe care îl putem purta indiferent de anotimp, în special în acele momente în care ne dorim ceva confortabil, care să evoce într-un fel sau altul lumina soarelui. Este ca o mângâire caldă a soarelui și reușește să te învăluie de-a dreptul. Notele de piper roz și lavandă sunt foarte bine blenduite și se contopesc cu dulceața oferită de nota de miere și bineînțeles cu uh, o notă ușor amăruie Mă refer aici la migdale. Este un parfum elegant, feminin, bogat, cald, pe care îl recomand tuturor femeilor, indiferent de vârstă. Foarte frumos acest parfum, chiar a reușit să mă surprindă. Despre următorul parfum, vă pot spune că a fost Dragoste la primul puf. Este un parfum floral, cald, aromatic și ușor cremos, care conține la propriu note solare. Și deși știu că aceste note solare vă pot duce cu gândul la ceva sintetic, credeți-mă pe cuvânt că nu se simte absolut nimic artificial în compoziția acestuia. Este un parfum recent lansat pe piață și pot spune că a reușit să mă facă, să mă întorc în magazin doar pentru a-l cumpăra. Am tostat, m-am gândit și dacă până acum nu a reușit niciun parfum din această gamă binecunoscută să mă facă, să îl cumpăr, ei bine acesta a reușit. Este un parfum unic, foarte frumos și este preferatul meu din gama Olimpea. Și să nu vă mai țin în suspans, este vorba despre Olimpea Solar de la Paco Rabanne. Un parfum minunat pe care îl văd perfect pentru vară. Cred că este cel mai potrivit parfum pentru acest anotimp cald. Ne trimite direct cu gândul la soare, la căldură. În deschidere e ușor citric, fresh, floral și se transformă rapid în ceva cal, cremos, cu o notă de vanilie. Cu siguranță cremozitatea aia vine de la floarea de tiare și ylang, ylang pe care acest parfum le conține. Îl văd purtat la orice ocazie, chiar și la o nuntă, pentru că tot e sezonul. Este un parfum elegant, sofisticat, creează dependență și te face să te simți mai bine. Cel puțin cu mine reușește să facă acest lucru. La capitolul persistență și siaj a spune că acestea sunt moderate, dar suficient pentru vară. Un parfum foarte frumos, cum de altfel este și sticluța acestuia și este un parfum total diferit față de toate celelalte din gama Olimpea. Nu mai întâlnim acea notă sărată, iar asta îmi place, este unic. Ce să spunem mai mult de atât? Am întrebat puțin filmarea pentru că simțeam nevoia să beau o gură de apă, este foarte cald și cu pălăria asta pe cap nu mai zic, dar trecem de acest aspect pentru că mai avem doar două parfumuri și terminăm. Următoarea recomandare este clar pentru cei care iubesc parfumurile dulci, gurmande și exotice. Pentru că mă duce cu gândul la o vacanță exotică, Mă duce cu gândul la ținuturi însorite, este un parfum care strigă vară, care mă duce cu gândul la ideea aceasta de soare, de căldură. Este vorba despre Creamy Sunshine de la Acolina din gama Pink Sugar. Am păstrat aici și ambalajul inițial al acestui parfum, pentru că așa am de gând să-l păstrez pe acesta. Este foarte jucăuș, tineresc, dar imediat o să vă arăt și sticluța, pentru că și aceasta nu este mai prejos. A spune că este chiar mai frumoasă de atât, dar chiar și ambalajul acesta te duce cu gândul la noțiunea aceasta de căldură. Un galben foarte frumos. Așa arată și sticluța, exact ce vă spuneam, și ea, într-un stil așa mai. Uh, copilăresc, dar bineînțeles că am vrut să scot copilul din mine la suprafață și nu m-am putut abține. Acesta fiind fi și motivul principal pentru care l-am cumpărat și am cedat atunci când l-am văzut. Vă pot spune despre acesta că este preferatul meu din toată gama Pink Sugar. Deși păstrează ceva din ADN-ul lui Pink Sugar, a spune că acesta este mai puțin dulce, mai mult floral și are acel ceva care îl face mult mai plăcut. Îl face să fie mult mai purtabil. Este preferatul meu și îl văd potrivit pentru vară, striga vară. Mă duce cu gândul la soare, la vacanță, chiar îl văd potrivit de luat în vacanță și de ce nu chiar și de purtat la plajă. Deși în primele 5 minute, a spune, acesta se simte puțin mai puternic, după aceste 5 minute se așează foarte frumos pe piele și îmi creează dependență. Tot timpul vreau să-l simt pe piele și, din fericire, pot spune că la capitolul persistență și SIAJ, acesta m-a uimit. Cred că persistă mai bine decât toate celelalte pe care le-am prezentat acum. Și vreau să menționez acest lucru pentru că acest parfum este unul foarte ieftin, dar miroase a parfum scump. Este foarte frumos. Dacă aveți ocazia să-l încercați, încercați-l și puneți bun apel, pe, pe acesta chiar vi-l recomand din tot sufletul pentru că este un parfum complex și. Îmi place cel mai mult pentru că nu mai avem notele acelea de lemn dulce și notele de vată de zahăr pe care le aveam în pink sugar, acestea fiind înlocuite cu notele de zahăr doar. Nu este dulcele acela de la asociam noi cu o prăjitură, este mult mai suportabil, cred că este cel mai portabil. Este mult mai lejer, floral și deși are în compoziție nucă de cocos, vreau să vă spun că aceasta nu se simte chiar atât de mult, așa că îl recomand chiar și celor persoane care nu sunt fan nucă de cocos, pentru că aceasta ar putea fi o achiziție sigură și reușită din punctul meu de vedere. Dacă îl aveți și voi, vă rog să-mi scrieți în căsuța de comentarii care este părerea voastră despre acesta și cum vi se pare, dacă vă place sau nu, pentru că pe mine v-am spus, a reușit să mă cucerească și cred că este cea mai frumoasă achiziție din ultima perioadă în materie de parfumuri pentru acest anotimp. Sunt sigură că îl voi purta foarte mult vara aceasta și chiar sunt și eu curioasă să văd cât reușesc să termin din această sticluță până la sfârșitul verii. Pentru că în ultima perioadă, nu știu de ce, aleg să-l port doar pe el. Îmi place să-l simt pe piele foarte mult, și mă bucur că am făcut această alegere de a-l aduce în colecția mea. Și uite, așa am ajuns și la ultima recomandare: și cum puteam să închei dacă nu cu un parfum pentru starea noastră de bine. Este un parfum vesel care face parte dintr-o gamă renumită. La fel de vesela, aș spune, după cum ne trimite cu gândul și numele. Este vorba despre Biga Radia de la Chopar, din colecția aceasta Happy. Un parfum foarte frumos, pe care și eu l-am cumpărat la recomandarea Denisei Nicolae, care chiar îi mulțumesc pe această cale. Cu siguranță nu ar fi fost un parfum pe care l-aș fi cumpărat eu așa singură pentru că aveam multe altele pe listă, dar pentru că ea a spus că acesta este un parfum frumos și potrivit pentru vară, am zis să-i dau și eu o șansă și mă bucur pentru că am reușit să descopăr un parfum frumos și la un preț acceptabil, cum de altfel sunt mai toate parfumurile din această gamă. Acesta, după cum îi spune și numele, Bigaradia, conține printre notele lui un soi de portocală amăruie din Italia, care se folosește în mai toate parfumurile, pentru că este acea notă care reușește cumva să echilibreze celelalte note și să ofere o uh, luminozitate parfumului. Așa se întâmplă și în cazul acestuia pentru că este un parfum luminos în deschidere care reușește să se activeze toate simțurile, cel puțin asta reușește să fac în cazul meu. La un moment dat simt că intervine și nota aceea de portocală despre care vă spuneam și îi ofer o căldură aparte, reușește să-l echilibreze, să-l domolească parcă. Un singur puf și mă trimite cu gândul la o zi însorită, mă face să mă simt bine. E ca un pahar de suc de portocale proaspăt, stoarse într-o zi caniculară, mă face să-l asociez cu fericirea și cu zilele călduroase de vară. În cazul acestuia, sticluța reprezintă foarte bine și esența acestui parfum. În bătaia razelor soarelui, acesta reprezintă o adevărată capodoperă, pentru că este un deliciu vizual. Și cam atât cu recomandările mele de parfumuri din această categorie. Sper că v-au plăcut alegerile mele, sper că am reușit să vă inspir. Spuneți-mi în căsuța de comentarii care este parfumul vostru preferat din colecția voastră, care reușește să vă trimită cu gândul la soare, la vacanță, sau altfel spus, parfumul pe care voi l-ați încadra în această categorie de parfumuri cu note solare. Și de ce nu, îmi puteți scrie și care este preferatul vostru dintre cele pe care vi le-am prezentat și eu astăzi. Noi ne revedem săptămâna viitoare cu un nou videoclip, bineînțeles tot cu parfumuri. Până la următorul video vă las pe aici și cu alte clipuri de ale mele în cazul în care nu le-ați văzut până acum. Aveți grijă de voi, eu v-am pupat. Pa, pa!